Plângerile lui Ieremia, capitolul 1: Nenorocirile Ierusalimului. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta, atât de plină de popor altădată? A rămas ca o văduvă, ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Plângea marnic noaptea, și curg lacrimi pe obraji niciunul din toți cei ce o iubeau nu o mângâie. Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași. Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele. Locuiește în mijlocul neamurilor și nu găsește o dihnă. Toți prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea. Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători toate porțile lui sunt pustii, preoții lui oftează, fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune. Asupritorii lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui. Copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului. S-a dus de la fica Sionului toată podoaba ei, că ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune și merg fără putere înaintea celui ce îi gonește. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce îl prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Necurăția stă lipită de poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot. Nimeni nu-l mângâie vezi în Doamne, căci iată ce semeți este vrăjmașul. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump, ba încă a văzut cum în locașul lui cel sfânt au intrat neamurile, cărora tu le poruncisei să nu intre în adunarea ta. Tot poporul lui caută pâine suspinând și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Mi-a zvârlit de sus în oase un foc care le arde, mi-a întins un laț sub picioare și m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustire și o lâncezeală de toate zilele. Mâna lui a legat jugul nelegiuirilor mele, care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu, a strâns o știre împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul. Ca în a călcat Domnul pe fecioara, fica lui Iuda. De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, căci s-a depărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să-mi invioreze viața. Fii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrăjmași. Ierusalimul a ajuns de bat jocură în mijlocul lor. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați, toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate, căutând hrană ca să-și țină viața. Doamne, uită te la necazul meu! La untrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară, sabia m-a lăsat fără copii, în casă, moartea. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o. Dar vei aduce, vei vesti ziua, când și ei vor fi ca mine. Adu toată răutatea lor înaintea ta și fale cum mi-ai făcut mie pentru toate fără de legile mele. Căci suspinurile mele sunt multe și inima îmi este bolnavă. Capitolul 2. Jalea Ierusalimului. Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fica Sionului! A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Domnul a nimicit fără milă toate locuințele lui Iacov. În urgia lui a dărâmat în teritoriile fiicei lui Iuda și le-a prăvălit la pământ. A făcut de o cară împărăția și căpetenile ei. În mânia lui aprinsă a doborât toată puterea lui Israel și a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrăjmașului și a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuiește toate de jur împrejur și-a încordat arcul ca un vrăjmaș, și-a ridicat dreapta ca un asupritor și a prăpădit tot ce era plăcut privirilor, și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit în teritoriile și a umplut pe fica lui Iuda de jale și suspin. I-a pustit cortul sfânt ca pe o grădină, a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile și sabatul și în mânia lui năpraznică a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și-a lepădat locașul său cel sfânt. A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului, au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului, a întins sfoara de măsurat și nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt toate decât niște dărâmături triste. Porțile îi sunt cufundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri, lege nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul. Bătrânii ficei Sionului șed pe pământ și tac și au presărat țărână pe cap, sau au încins cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul mi s-au stors ochii de lacrimi, îmi fierb măruntaiele, mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului ficei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâță leșinați pe ulițele cetății. Ei ziceau către mamele lor, Unde este pâine și vin?" Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor cu ce să te îmbărbătezi și cu ce să te asemănă în fica Ierusalimului? Cu cine să te pună alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece? Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii de șarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva ficei Ierusalimului și zic: Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Toți vrăjmașii tăi deschid gura împotriva ta, fluieră, scrâșnesc din dinți și zic: Am înghițit-o! Da! Aceasta este ziua pe care o așteptam, am ajuns-o și o vedem. Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria vrăjmașului, a înălțat tăria asupitorilor tăi. Inima lor strigă către Domnul: Zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte și roaie de lacrimi nu-ți da niciun răgaz și ochiul tău să naibă o dihnă. Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Uită-te, Doamne, și privește, cui i-ai făcut tu așa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor Pruncii dezmierdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului. Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe. Fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie, i-ai ucis în ziua mâniei tale și i-ai jungheat fără milă. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine mi-a nimicit vrăjmașul. Capitolul 3. Suferințe și mângâieri Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele. A făcut zid în prejurul meu și m-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele. Să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu-mi primește rugăciunea. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a abătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustit. Și-a încordat arcul și m-a pus țintă săgeții lui. În rărunchi mi-a înfipt săgețile din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de bat jocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la o travă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Căci el nu ne căjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Când se calcă în picioare toți prinși de război ai unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit am fost îndărădnici și nu ne-ai iertat. În mânia ta te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis fără milă. Te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. Ne-ai făcut de bat jocură și de ocară printre popoare. Toți vrăjmașii noștri deschid gura împotriva noastră. De groază și de groapă am avut parte, de prăpăd și pustiire și voie de apă mi curg din ochi din pricina prăpădului ficei poporului meu. Mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz, până ce Domnul va privi din cer și va vedea. Mă doare ochiul de plâns pentru toate ficele cetății mele. Cei ce mă urăsc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre. Voiau să-mi nimicească viața într-o groapă și au aruncat cu pietre în mine. Mi-au năvălit apele peste cap și ziceam: Sunt pierdut. Dar am chemat numele tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul, nu-ți astupa urechea la suspinurile și strigătele mele. În ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis: Nu te teme. Doamne, tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viața. Doamne, ai văzut apăsarea mea, fămi dreptate. Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor împotriva mea. Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea, cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea. Uită-te când stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de bat jocură. Răsplătește-le, Doamne, după faptele mâinilor lor. Împietrește-le inima și aruncă blestemul tău împotriva lor. Urmărește-i în mânia ta și șterge-i de sub ceruri, Doamne. Capitolul 4. Plângere asupra soartei poporului. Vai, cum s-a înegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat, cum s-au risipit pietrele sfântului locaș pe la toate colțurile ulițelor. Cum sunt priviți acum fiii Sionului, cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată? Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului? Chiar și șacalii își apleacă țâța și dau să sugă puiilor lor dar fica poporului meu a ajuns fără milă, ca struții din pustie. Limba sugarului îi se lipește de cerul gurii uscată de sete. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe ulițe. Cei ce fusese crescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi căci vina ficei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă, fără să fi pus cineva mâna pe ea. Voivozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele. Trupul le era mai roșu decât mărgeanul, fața le era ca safirul. Dar acum înfățișarea le este mai negricioasă decât funinginea, așa că nu mai sunt cunoscuți pe ulițe. Pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame, care cad slăiți de puteri din lipsa roadelor câmpului. Femeile, cu toată mila lor, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu. Domnul și-a slăit urgia și-a vărsat mânia aprinsă, a aprins în Sion un foc care-i mistuie temeliile împărații pământului n-ar fi crezut și niciunul din locuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care îl împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. Iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiuirilor preoților săi, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Rătăceau ca orbii pe ulițe, mânjiți de sânge, așa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor. Depărtați-vă necuraților, li se striga. La o parte, la o parte, nu vă atingeți de noi. Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea: Să nu mai locuiască aici. În mânia lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-și mai îndreaptă privirile spre ei. Vrăjmașul n-a căutat de la fața preoților, nici n-a avut milă de cei bătrâni și acolo ni se sfârșau ochii și așteptam zadarnic ajutor. Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit. Ne pândeau pașii ca să ne împiedice să mergem pe ulițele noastre. Ni se apropia sfârșitul, ni se împlinise răzilele. Da, ne venise sfârșitul. Prigonitorii noștri erau mai iuți decât vulturii cerului. Ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustie. Suflarea vieții noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor, el despre care ziceam, vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Bucură-te și saltă de bucurie fica Edomului care locuiește în țara Uț, dar și la tine va veni potirul și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli. Fica Sionului, nelegiuirea îți este ispășită, el nu te va mai trimite în robie. Dar ție, fica Edomului, Domului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Capitolul 5. Relele de acum și aducerile aminte. Aduți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi neocara. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată. Mamele noastre sunt ca niște văduve. Apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cu una de pe capul nostru vai de noi că ce-am păcătuit! Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustit, din pricină că se plimbă șacalii prin el. Dar tu, Doamne, împărățești pe vecie. Scaunul tău de domnie dăinuiește din neam în neam. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Să ne fi lepădat tu de tot, oare, și să te fi mâniat tu pe noi peste măsură de mult? Amin.